Bun găsit, dragi mei prieteni! Cum să ne curățăm colonul cu doar două ingrediente, simple și la îndemână? Este numele materialului pe care vi l-am pregătit. Colonul este considerat regele organelor, întrucât de sănătatea acestuia depinde vigoarea întregului organism. Dacă vrei să previi și să tratezi diferite boli, unul dintre cele mai importante lucruri este să-ți curăți intestinele de mucus, placa fecală și paraziți. De-a lungul anilor, intestinele noastre procesează tone de alimente și lichide, iar pe parcursul acestui proces se acumulează reziduri toxice și grăsimi fecale care se depozitează pe colon și în intestine. Acestea ne otrăvesc sângele și afectează corpul într-un mod iremediabil. Corpul nostru ne avertizează că intestinele sunt încărcate prin prezența unui număr de semne, cum ar fi creșterea excesivă sau scăderea în greutate, boli de rinichi și boli de ficat, de auz și probleme de vedere, probleme ale pielii, probleme ale părului și unghiilor, constipație frecventă, tulburări ale metabolismului, diabet, precum și alte boli, variind de la artrită la cancer. Cu ajutorul prismelor și a hidroterapiei de colon, poți curăța doar o porțiune mică a colonului, 40-50 de centimetri, iar de multe ori poate fi costisitor, necesită timp și poate dăuna flore intestinale. Cu toate acestea, există un mod complet natural pentru a vă curăța colonul și intestinele, menținând în același timp integritatea florei intestinale. Modul complet natural se rezumă la două ingrediente simple și la îndemâna oricui. Mai departe, vă voi expune fiecare ingredient în parte și proprietățile acestuia în ceea ce privește acest mod de curățare. Inul este o plantă unică folosită într-o gamă largă de sfere, iar semințele sale merită o atenție deosebită și fiecare susținător al unui stil de viață sănătos știe despre ele. Acestea conțin multe minerale, vitamine, acizi grași și alte substanțe care sunt incredibil de benefice pentru organismul uman. Principalele proprietăți ale acestor semințe sunt următoarele. Normalizează sistemul digestiv, consolidează imunitatea, îmbunătățește funcția sistemului cardiovascular și a inimii, scade colesterolul, are efecte benefice asupra sistemului nervos, previne cancerul. Aceste minunate semințe sunt alcătuite din fibre dietetice în proporție de 40%, o treime din acestea fiind solubile, iar restul insolubile. Fibrele solubile au rolul de a bloca absorpția toxinelor, iar cele insolubile stimulează eliminarea deșeurilor acumulate în organism. De asemenea, semințele de in contribuie la curățarea colonului și la restabilirea funcțiilor intestinale. Grație conținutului lor de fibre, grăsimi polinesaturate și fitochimicale ca lignanii, aceste semințe sunt un aliat de nădejde dacă vrei să-ți menții colonul perfect sănătos. Pe lângă faptul că te ajută să-ți curezi colonul de toxine, semințele de in contribuie la buna funcționare acestui organ. Au un ușor efect laxativ ce favorizează digestia și sporește mobilitatea deșeurilor, astfel încât acestea să poată fi eliminate mai ușor. Semințele de in stimulează mișcările intestinale, care în multe cazuri pot fi foarte lente, provocând constipație cronică. Constipația este o problemă de sănătate ce poate duce la numeroase complicații. Pentru a remedia această problemă, semințele de in pot fi foarte benefice, deoarece acestea hidratează materiile fecale întărite și ușurează procesul de eliminare al acestora. Consumul acestor semințe are efect detoxifiant asupra organismului, ajutând la eliminarea substanțelor toxice, deșeurilor acumulate și excesului de substanțe acide. În plus, pot lupta împotriva gazelor intestinale. Fiind bogate în fibre și acizi grași, dar având și un efect de curățare a organismului, semințele de in pot fi utilizate pentru a trata diverse probleme digestive. Acest aliment
ameliorează efectele gastrice, reduce inflamațiile hemoroizilor, regenerează flora intestinală, tratează diverticulita și îmbunătățește mișcările intestinale. De asemenea, îi ajută pe cei care suferă de sindromul colonului iritabil, deoarece ameliorează simptomele și previn disconfortul provocat de această afecțiune. Pentru a profita de toate beneficiile pe care semințele de in le oferă, ai grijă să cumperi acest aliment având coaja intactă. Coaja are cel mai mare conținut de fibre, atât solubile cât și insolubile, și contribuie cel mai mult la procesul de curățare a colonului. Pentru a consuma aceste semințe mai ușor, trebuie să le măcinăm atunci când au o coajă intactă, astfel încât să obținem un praf fin care să poată fi digerat fără complicații. Trebuie să evităm însă să le înghițim întregi, deoarece semințele de in sunt foarte greu de digerat astfel. Trebuie să apreciem felul ingenios în care mama natură a proiectat sămânța de in, astfel încât să-i protejeze prețiosul conținut. Acizii grași polinesaturați, aminoacizii și alte vitamine cu proprietăți terapeutice puternice, însă foarte delicate. Ceea ce înseamnă că pot fi păstrate la frigider fără probleme. De îndată ce sămânța este măcinată și intră în contact cu aerul, lumina, fluctuațiile de temperatură din mediu începe să se strice, adică să se oxideze și degradeze. De aceea, multe persoane obișnuiesc să o macine zilnic în rușința de cafea pentru a profita la maximum de proprietățile sale. Este o idee bună, însă nu toată lumea are timpul necesar, caz în care se pot achiziționa și semințe deja măcinate. Singura observație în acest caz este că trebuie să te asiguri că producătorul folosește un recipient curățat cu azot, astfel încât să nu permită pătrunderea oxigenului în procesul de ambalare. Dar să vedem și care este al doilea ingredient la fel de valoros. Este vorba despre chefir. Dar ce este chefirul? Chefirul este o băutură din lapte acru care se formează atunci când laptele fermentează în contact cu ciuperca de chefir. Original, chefirul era obținut din lapte de iap, însă în prezent se folosește în principal laptele de vac. Gustul acestei băuturi dense se aseamănă cu cel de sana, însă este carbogazoas. În funcție de procesul de producție, chefirul poate avea un conținut scăzut de alcool. Pe lângă chefirul obținut din lapte, există și chefirul de apă, obținut dintr-o soluție de apă dulce, care se aseamănă la gust băuturii kombucha. Pentru obținerea chefirului, sunt folosite ciuperci de chefir, numite și granule de chefir, care reprezintă un amestec de drojdii și bacterii. Acestea determină începerea fermentării, prin care lactoza se transformă în acizi lactici, alcool și dioxid de carbon. Ciupercile de chefir pot fi cumpărate din magazinele naturiste și pot fi folosite de mai multe ori. Chefirul este considerat foarte sănătos deoarece stimulează digestia și conține numeroase substanțe nutritive. Această băutură minunată conține proteine, vitaminele A, B, D, acizi folici. În plus, este o bună sursă de calciu, magneziu, fier și iod. Acestea sunt importante pentru oase, dinți, mușchi, nervi, dar și pentru glanda tiroidă. Chefirul este apreciat și pentru conținutul de probiotice. Spre deosebire de alte produse lactate, cum ar fi iaurtul sau sana, în chefirul tradițional regăsim pe lângă bacteriile acizilor lactici și drojdii și bacterii ale acidului acetic. Aceste microorganisme sprijină flora intestinală, luptă împotriva agenților patogeni și sporesc forța imunitară. Împreună, chefirul și semințele de in acționează ca un așa numit scrub intestinal. Cea mai simplă și eficientă metodă de a curăța colonul se desfășoară pe o perioadă de 3 săptămâni și implică următoarea schemă. În prima săptămână, peste 100 de ml de chefir se adaugă o lingură de semințe de in măcinate. În a doua săptămână, peste aceeași cantitate de chefir, adică 100 de ml, se adaugă 2 linguri de semințe de in măcinate. În a treia și ultima săptămână,
Peste aceeași cantitate de chefir, 100 de ml, se adaugă 3 linguri de semințe de in măcinate. Se recomandă să folosiți chefirul pe stomacul gol în locul micului dejun. În timpul acestei perioade de curățare, este foarte important să vă amintiți și să beți suficiente lichide. Se bea cel puțin 2 litri de apă pe parcursul zilei. Prima porție poate fi consumată la 40 de minute după ce ați consumat acest minunat amestec. De asemenea, este foarte util ca în această perioadă să abandonați consumul băuturilor dulci, a produselor făinoase, a mâncărurilor grase și a alcoolicelor, iar în schimb să consumați cât mai multe fructe și legume. O dietă bazată pe chefir și semințe de in este foarte utilă celor care vor să piardă în greutate, fără prea mult efort și restricții. Acest lucru vă permite să scăpați de o cantitate semnificativă de kilograme. Există și situații în care această metodă de curățare nu este permisă. În timpul sarcinii, activitatea componentelor poate crește probabilitatea de naștere prematură. În timpul alăptării, în acest proces de curățare, se vor elibera toxine care pot intra în laptele matern și pot provoca tulburări intestinale ale copilului. În cazul hepatitei, în cazul în care aveți reacții alergice la semințele de in și la băuturile din lapte fermentat, diabet zaharat, aciditate crescută a stomacului, gastrită în stadiu de exacerbare, fibrom polichistic și endometrioză. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestui material. Sper să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut, mă înclin în fața dumneavoastră și totodată vă rog să-mi acordați un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă mai aștept și cu alte materiale interesante și utile. De aceea vă rog să vă abonați.